Salutare tuturor, mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul de vorbă. În acest episod am onoarea și ocazia să vorbesc împreună cu Laura Bretan, cu toții știți cine este, o cântăreață foarte cunoscută, cu performanțe mari. Dar aș dori ca în acest episod să vorbim despre partea care nu se vede. Aș dori să vorbim despre partea spirituală, despre viața din spatele cortinei muzicale. Laura, mulțumesc foarte mult că ai venit! Mulțumesc de invitație! E o mare bucurie! Spuneam și că pentru mine! Chiar înainte puteam să mai facem încă un alt podcast pentru că deja am vorbit câteva lucruri. Cum îți place România? România e o țară foarte frumoasă, chiar mă bucur să fiu înapoi. Am petrecut un timp mai lung aici în România de data asta și mă bucur de fiecare dată. Nu știu, iubesc țara asta și cât timp ai stat acum în România? Ai venit pentru un concert, corect? Un turneu, de fapt. Da, un turneu, aproape o lună de zile. Wow, ok. Laura, uh, îți spuneam și înainte că am um, mai văzut podcasturi, interviuri cu tine și de obicei oamenii când vorbesc cu Laura Bretan, care a fost la America's Got Talent, au realizat lucruri faine. Um, aș dori puțin să vorbim despre modul în care ai devenit tu creștină, despre background-ul tău Vreau să-ți dau mână liberă să vorbești despre ce înseamnă Dumnezeu pentru tine. Um, Sau so, cam asta. Uh, pentru mine, Dumnezeu înseamnă totul. El este my breath. Okay. Uh, the reason that I live. Um, Răsuflarea ta pentru ce trăiești? Da, yeah. fără el nu știu unde aș fi. De mică am simțit prezența lui în viața mea. El m-a introdus la muzică. Um, și pentru el trăiesc. El a fost lângă mine de când am fost mică și pentru asta îi mulțumesc. Ah, ce faci? Tu te-ai născut într-o familie creștină, așa e? Da. Și ați primit o educație foarte faină. Dar îți aduce aminte exact momentul, din început, uh, pasiunea ta pentru muzică? Îmi aduc aminte că atunci când am fost mică, uh, am fost la o școală privată, okay. um, am fost la preschool uh -huh. și îmi aduc aminte că ne ducea um, în biserică în fiecare miercuri și ne învăța uh, piese, um, cântam împreună cu ceilalți copii um, și de fiecare dată când învățam o piesă mergeam acasă, cântam în casă și mama mă auzeau. Mă mm. auzea și era foarte atentă la la, um, la mine și o zis că nu știu, și, -și a părut ei că mi-a plăcut muzica mm -hmm. și foarte descântam, cântam, foarte, foarte repede prindeam melodii și în mașină și la biserică, veneam acasă cu cântece noi învățate și de atunci au zis au zis că ea trebuie să se ocupe de mine și Ce fain. de atunci am început. Deci de când eram mică am avut atracția asta la muzică. Uh, nu știu. Deci a fost practic un, un talent pe care mama ta și părinții tăi l-au descoperit. Da, exact. Și a zis când eram foarte, foarte mică, încă bebeloas, okay. uh, mi-a zis că numai la muzică dormeam. Ah, wow. Deci... Nu știu. Interesant. Atunci este speranță și pentru copilașii noștri. Că de când era în burtă, soția mea le punea muzică, să asculte worship clasică și așa mai departe. Deci speranțe. o um, contat mediul în care ai crescut, gen biserica, în partea asta muzicală? De adică simți o diferență? Eu... But, da, eu cred că au avut... Um... Impact foarte mare. Uh -huh. um, pentru că la biserică am petrecut foarte mult timp și am fost foarte implicată în cor, în Sunday School, um, BBS și toate evenimentele care se făceau uh, la biserică, și, um, bineînțeles, muzi a fost multă muzică. Um, special la noi, în comunitate, muzica este foarte importantă. So, a fost. Uh, eu, eu cred că da. De ce te asta? Că am ascultat, mi-a plăcut tot timpul show-urile din state mm -hmm. care se concentrau în mod special pe partea asta muzicală mm -hmm. și în momentul în care s-au făcut anumite statistici și sondaje, majoritatea celor care veneau acolo, performerilor, mm -hmm. crescuseră în biserică. Da. Și spuneau uh, lucrurile astea: că mai e interesant ce se întâmplă acolo, că nu, nu e doar vorba de vocal coaches, uh, antrenori muzical, uh, antrenori de canto, ci este vorba de întreg mediul ăla în care copilul este învățat și să cânte și să se închine. Uh -huh. Și, practic, um, ai încuraja copiii să meargă la biserică să, să cânte, să învețe să cânte sau doar să ducă cu un profesor de, de canto. Cu, cum mai. Ce ce recomandat Um, întotdeauna rugăciunea este prima pentru mine de când eram mică. Um, și câteodată mai se întâmplă că nu poți să te rogi, atunci să cânți și să cânți um, piesele um, care proclamă numele Domnului. Mm, ce um, pentru că Isus este un nume puternic și eu atâta pot să recomand, pentru că asta am făcut și eu. Eu atâta știu <laughs> so... Chiar povesteam cu soția mea înainte Că sunt momente Pe măsură ce te maturizezi și crești în viață Când parcă nu poți să te mai rogi Și mi soția mea o chestie Că nu pot să mă mai rog Ceea ce fac este să îl laud pe Dumnezeu Prin cântare Și mă uitam asta și la Psalmistul David Aveam momente în care literalmente Vorbea cu Dumnezeu Era momente în care îi cânta lui Dumnezeu Și practic exact. Era aia o rugăciune. Un, um... Da, exact. Și muzica poate să fie o rugăciune. Hmm. Um, că nu avem cuvinte de exprimat. Și, nu știu, poate și scriptura, când o citim, poate o cântăm. Eu câteodată o mai cântam. Um, nu știu, eu, era, era mai ușor pentru mine să. Um, să citesc, parcă mm -hmm. nu știu. <laughs> da, e, um, e, e, e cantabil. Deci dacă e, numai dacă e psalmi și e un, instru, un instrument, o chitară sau un pian și încep să cânti cuvintele respective, îți dai exact. seama că au un alt impact. Exact. Vă să întreb ceva, o curiozitate. Ai crescut în mediul mediu fain în care ai avut practic binecuvântarea în casă, părinți care s-au rugat părinți înțelepți, te-au adus la biserică, te-au expus oamenilor care îl iubesc pe Dumnezeu. Dar ce mă interesează este când a fost momentul convertirii tale? Întreba asta pentru că și-am crescut la creștini. Și când crești la creștini, de mic, ai învățat cu limbajul, cu cântatul, cu pace, salut și așa mai departe. Când a fost momentul ăla la tine când ai zis, Doamne, am nevoie de tine? Să vă zic sinceră, um, nu mi-aduc aminte de un moment. Eu am știut întotdeauna că eu vreau să-L urmez pe Domnul Isus. Chiar uh, mă gândeam astăzi, um, când aveam vreo șapte-opt ani, am fost la un botez cu mătușa mea um, și mă uitam sus la balcon unde erau tinerii, era gata să intre în apa botezului și mă uitam sus și ziceam, Leta, de-abia aștept să merg și eu acolo să fac ah, un legământ cu Domnul. Și chiar îmi aduc aminte foarte clar um, dorința asta de când eram mică să să fac pasul ăsta. Um, so, pentru mine întotdeauna a fost uh, ceva care am vrut să să fac, să mă conectez și mai mult, să-l cunosc pe Domnul și mai mult. Um, I don't want to cry. <laughs> you can cry, it's, it's fine. <laughs> În podcastul ăsta s-a plâns da. și s-a râs și s-a plâns okay. da, nu știu. Um, mă emoționez de fiecare dată când vorbesc despre chestia asta pentru că um, Domnul a fost întotdeauna alături de mine și mi-a dat și darul ăsta de, de muzică și nu știu dacă aș fi trăit fără. Foarte fain că în momentul în care um, Dumnezeu cheamă pe cineva la el Uh, el după asta îi dă și o chemare, îi dă și un scop pentru care să trăiască și mă vreau să întreb dincolo de uh, muzică și asta, care crezi că e scopul meu pentru viața ta? Dacă, uite, Doamne, eu sunt Laura, ăsta cred că e scopul Tău pentru mine. Uh, ha, dați a că uh, Asta e foarte greu de, de zis. Um, nu știu, poate să să fiu un fel de nu pot să zic. El e singurul medic um, care poate să ne ajute, dar um, eu așa zic că eu vreau să fiu un medic prin muzica prin care o produc, um, să aduc bucurie celor mm. care um, nu știu stiu, um, să. Trec prin suferință. Speranță, da, yeah, exact, trec prin suferință sau momente grele. Sper ca muzica mea să aducă Alinare. viață, fericire um, și pace. Um, și eu cred că asta e scopul. Ce fain! Da. E prima dată când vorbesc cu un muzician, cum ești tu, și aud răspunsul ăsta. Și cred că e 100% adevărat că iarăși mă întorc la David. Ce interesant că el cânta la instrument. Când Saul împăratul avea duhurile alea după el, se simțea uh, uh, jos, uh, nu era nimic ok. David se ducea și aducea vindecare. Da, asta e interesant lucru care, um, care zice acum. Uh, eu chiar uh, asta îmi doresc cel mai mult, să am darul ăsta de vindecare. Um, asta mi am dorit foarte mult de când eram mică. Um, îmi place foarte mult partea asta de humanitarian work, uh -huh. um, și, în care cred foarte mult și eu, eu cred că muzica uh, este un fel de terapie pentru noi toți uh -huh. și asta e un fel de humanitarian work da, în da. felul lui. Da, sunt momente în care treci uh, prin viața asta, și um, când treci, de exemplu, prin, uh, într o vreme foarte bucuroasă, simți, exact. ascult ceva cu bitu foarte puternic. Da. Când treci prin perioade de suferință, și când lucrurile merg greu, atunci ai nevoie de o melodie uplifting. Exact. Care să te ridice din starea în care ești. Și mă uitam, așa sunt multe voci foarte bune astăzi, mm -hmm. la șorile uh, din state și din toată lumea. Dar este o mare diferență între cineva care este performer vedetă și cineva care este închinător sau vrea să-l prezinte pe Dumnezeu. Și ce vreau să te întreb pe tine: Că tu ai fost, te-ai născut în biserică, ai lucrat acolo, ai cântat acolo și ai fost și pe scenele mari ale lumii. Care este diferența dintre cele două pentru cineva care nu cunoaște? Uh, nu știu exact să vă. Să să vă răspund uh, la această întrebare, um, dar pentru mine eu m-am simțit la fel în everywhere. Okay. Pentru că eu zic că oriunde merg, vine Dumnezeu cu mine. Sau oriunde sunt, El e cu mine și El cântă cu mine hmm. și eu zic că sunt același lora pe scenele din biserică și sunt același lora și pe scenele lumii, cum ar Ce lumii. fain. Ce so, tare. nu trebuie să mă schimb. Deci, mi se pare foarte interesant ce ai spus, că mai povesteam cu oameni care au mers la anumite show-uri și au spus, nu, 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 asta e partea de biserică, aici cântăm, lăudăm pe Domnul, worship și așa mai departe, în lume nu amestecăm lucrurile. Și ceea ce văd de la tine este că trebuie să fii aceeași persoană, trebuie să nu uiți chemarea pe care ți-a făcut -o Dumnezeu și în același timp să nu uiți că El este cu tine. Și vreau să discutăm puțin, um, Laura, despre viața din spatele cortinei. Uh -huh. Ce nu se vede acolo? Când noi am aflat despre tine de, la, de pe social media, cum ai câștigat, cum a fost, ce a semnat partea din spate care nu se vede? Um, nu știu că nu m-am prea gândit la partea asta. Um, eu am încercat foarte mult. Um, să nu știu, să nu, să nu mă gândesc prea mult. Eu sunt același lor și pe scenă și în afara scenei. Nu... Hai că ai simțit, de exemplu, au fost oameni care ți-au zis, uite, ești aici, um, ești la TV, n-ai voie să zici despre Isus. A, nu mi s-a împus niciodată. deci ai putut să spui tot ce... Slavă Domnului că nu. <laughs> nu și, mâncă, nu. De exemplu, dacă se uită acum cineva la tine și și-ar dori să să cânte cum cânți tu, uh, îți vorbim puțin despre uh, antrenamentul tău. Cum te pregătești tu pentru, pentru muzică? Ce faci exact? Um, să vă zic sinceră, nu am un anumit uh, rutină sau antrenament să mă pregătesc pentru un concert sau. Uh, nu știu, am piesa, o iau piesă dacă o ascult, îmi place, rezonează cu vocea mea. Um, o iau și o cânt. Cam atâta Și erau videoclipurile alea uh, a day in the life of, o zi în viața unui sportiv, o zi în viața unui muzician, o zi în viața unui compozitor. Cum ar suna o zi în viața ta, la ora? Ce faci on a daily basis? Um, what everyone else does. Ce, ce face toată lumea. <laughs> ok. Um, este o diferență între cineva care spune că, uite, vreau să ajung să cânt, da? uh -huh. la chitară și el se compară cu John Mayer. care okay. John Mayer cântă ore, ore întregi și repetă. Da. Ca cineva să ajungă, de exemplu, la performanțele tale muzicale, la asta, ce ar trebui să facă persoana respectivă? mi rușine să zic, dar nu, nu, nu știu. Eu, eu cântam când vroiam okay. și erau zile când simțeam că nu, nu pot cânta și făceam alte lucruri. Poate cântam la pian sau scriam altceva. Îmi place foarte mult poezii, să scriu poezii. Serios? Ok. Și câteodată când nu pot cânta. Scriu poezii sau e diferit în fiecare zi. Ok. Da. Vreau să întreb, ai compus uh, câte piese ai compus? O oh, sunt multe, <laughs> foarte multe. Piesa ta preferată, și de ce, și în ce moment al vieții tale a fost? Deci, tot, tot timpul am visat ca la podcast ăsta să am pe cineva care a compus piese și să-mi spun care e procesul că îți fascinat. Noi auzim rezultatul final, știi, dar până acolo. Da. Um... Am o piesă, nu, nu e. It's not anywhere, nu e. Okay. Uh, afară, pe De nicio platformă, nu, nu, e foarte. L-am. I put it back in the drawer. Okay. <laughs> deci, uh, se cheamă Secret Garden. Secret mm, secretă, okay. Exact. Și am avut. O, -am, pur și simplu, dimineața m-am sculat cu o melodie în cap. Um, și, și o trebuie să o înregistrez. Și m-am chinuit eu cât m am putut să scriu jos. Am avut niște cuvinte în cap care trebuia să le scriu jos. Așa vine inspirația, from nowhere, nu mă vine. So yeah, asta e piesa mea preferată care am scris. Și vreau să te mai întreb aici referitor la piese și la cântat și la turneu. Cum de ai ajuns să faci în România turneu? Când mă gândesc că după ce ai fost la America's Got Talent, s-au deschis și acolo ușile. Ai făcut touring în state? Da, am, am călătorit foarte mult okay. um, de la vârsta de 13 ani când am fost în AGT. Um, am călătorit și în state, și în Europa, și în Canada, um, și mai multe locuri. Și cum e în mod special viața de Turing? Îți spun de ce pun întrebarea asta. Când am fost în state pentru o perioadă scurtă de timp, aveam impresia că America este ca în filme. Toți se duc la star, la cafenele, nu dăm nume, din mașină au ajuns imediat în oraș, hai să ne întâlnim cu prieteni. Când am ajuns acolo și am văzut drumurile voastre atât de mari, mai fratele meu, deci ăștia când vorbesc de touring, să meargă într-un turneu, e cu totul yeah. altceva. Ce înseamnă Concret, viața de touring din state. Care sunt provocările, lucrurile faine? Um, e foarte frumos când poți să mergi on tour cu alți artiști. Mai, mai cunoști persoane noi cu diferite idei, cu um, stiluri diferite. Te mai inspiră să mai adaugi ceva la o piesă sau um, um, să... Să încep să cânți la un instrument, să înveți un instrument nou sau nu știu. Um, e, e foarte frumos partea asta de friendship, mm -hmm. de, și asta îmi place cel mai mult on tour. Um, e un pic obositor să mergi on tour, în special în, în state. Distanțele sunt foarte mari. Um, dar. Um, nu știu. De exemplu, tu erai în Chicago. În ce da. state ai fost? În state, uh, foarte mult am fost prin California, um, Tennessee, um, am fost mai în multe locuri. Da. Yeah, I can't. Fie călătoriile astea, mă gândesc, da. n-au durat o zi în câteva ore, cum ești la noi. Hai la podcast din ora de venit până aici. Deci eu, o, o, un, 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 <guss> da. un, un tur din asta muzical durează câteva săptămâni, chiar câteva luni, corect? Da, și în, într-un stat, it takes long, it durează mai mult. Uh -huh. uh, și ai zis că ți-ai făcut prieteni uh, ți-ai făcut prieteni uh, artiști creștini sau ce fel de cu ce artiști ai, ai colaborat uh, da și creștini și um, lumea asta din afară um, am călătorit cu David Foster am wow. cântat cu Matteo Bocelli uh, cu Il Volo um, am a fost pe aceeași cu Steven Tyler, cu Reba McIntyre. Steven Tyler, serios? Da. Yeah. Cum e ca persoană? Interesant, interesant. Chiar eu a fost interesant că m-a cunoscut. Asta Așa hai. că um, a fost o experiență foarte, foarte tare și Oprah Winfrey, am întâlnit um, pe și mai mulți artiști. Cu toți oamenii ăștia cu care te-ai Da. Um, sunt anumite lucruri faine care se întâmplă. Întrebarea mea este ce ai învățat tu ca tânăr artist de la ei? ei care, chiar Steven Tyler, nu vreau să greșesc, dar uh, e un tip în vârstă care a făcut zeci de ani. A fost în touring și cred că a bătut da. ceva record. Sau so, Ce ai învățat tu de la acești oameni profesioniști? și ai luat pentru viața ta? Profesionalism. <laughs> okay. Cum se traduce profesio profesionalismul în, în cântare? întotdeauna um, trebuie să crezi ceea ce cânti mm, okay. um, și mi-am dat seama um, când am vorbit cu Steven uh, mi-a spus că trebuie să cred ceea ce cânt trebuie să am grijă ceea ce cânt pentru că dacă nu cânt ceea ce cred atunci de ce, de ce cer o stare să cânt mm. So, sunt foarte atentă cu ce cânt și um, ce mesaj aduc în fața publicului. Da, um, yeah, și asta e, asta e tot pentru un artist. You need to be true to you. Um, fiecare artist are, are un mesaj, are, um, nu știu um, cum să explic. Da, uh, yeah. <laughs> so, Poți să spui și în engleză yeah. că. <laughs> Um, vreau să aduc o, un mesaj de speranță, de um, vinceroc. Um, am, o, am o arie uh, se cheamă Nesundorma și chiar uh, la sfârșit uh, vinceroc. I shall win. Uh -huh. so, sper că fiecare um, să-și găsească un vinceroc. Uh -huh. um, pentru că eu zic cu Dumnezeu în fiecare zi, să trăiești cu El este un vinceroc. <laughs> uh, există niște lucruri foarte interesante și aș dori să le unpackăm, să le deschidem. Sure. Um, ce am apreciat mult la tine a fost că nu te-ai compromis. Am mai cunoscut și am mai povestit cu persoane care s-au dus în showbiz. Și acolo când ajungi, este o altă ligă, să spunem așa. Este. Să se deschid multe oportunități și tu poți să confirme asta. Întrebarea mea este, au fost anumite lucruri care datorită caracterului tău și um, Adevărului pentru care trăiești, a trebuit să refuzi anumite oportunități? Sigur, a fost multe case de discuri, big shows, foarte multe care trebuia să resping. Nu aș vrea să dau pe nume. Nu, da, um, nu. Dar. Or, fost. Nu știu nu a fost greu pentru mine de a respinge pentru că eu știu dacă if I lose myself, I lose mm, everything, you know, fun. I, I don't want to lose my soul for the, for the world. Viața asta e temporary. Da, da, da. Și nu... Zicea Iisus o chestie, Domnul Iisus o chestie foarte interesantă. Ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Exact. exact. Și exact. Când îți pun întrebările astea directe, le pun și pentru acei oameni care aspiră uh -huh. să fie un muzician în fața lumii, să ajungă un star, cum uh, uh, ai fost tu percepută, și în procesul ăsta de a ajunge mai aproape, mai aproape de golul lor, de țelul lor, uh, atunci se compromit, se duc într-o parte în alta. Și aici m-ar interesa foarte mult, care ar fi mesajul tău pentru anumiți tineri, care sunt ca tine, fete? sau băieți care spun, mai vreau să cânt și eu, vreau să ajung și eu acolo, vreau să fiu și eu la show ăla. Tu ești una care ai refuzat. Care ar fi mesajul tău pentru ele? ce e cel mai important? Know your worth. Să știi valoarea, ok. Da. Să știi de unde ai plecat și să nu uiți. Și... Um, look up. When you need help, look up. <laughs> uite-te în sus. Să poate pierde, de exemplu, um, cineva, tu ai folosit foarte mult că știam cine sunt eu, știam în cine cred. Mm. Uh, cu alte cuvinte, că tu știai identitatea. Tu ești exact. o persoană nouă în Isus Hristos. Tu pentru El cânți. Și să mi se pare un mesaj foarte puternic într-o lume în care circulă lozinga asta că tu ai adevărul tău, eu am adevărul meu. Dar tu ești acolo să prezinți adevărul lui Dumnezeu. Și acum uh, vreau să întreb altceva. Când te-ai întâlnit cu atât de multe vedete, și creștini și necreștini, um, cum l ai prezentat tu pe Domnul Iisus Hristos celor necreștini? Sau ai avut vreodată o ușă deschisă în care să poți să vorbești despre credința ta? Da, sigur, întotdeauna. Um, am... Am avut mai multe ocazii um, unde am putut vorbi despre Domnul Isus, despre iubirea lui, și am fost uh, chiar curioasă ce, cum pricep alții pe Domnul Isus, alți necredincioși, um, alții mai negativ, alții mai pozitiv, um, experiența lor în biserică sau. Um, dar aș vrea să vă, vă spun că. Chiar dacă, de exemplu, ați avut o un, experiență negativă în biserică sau um, Domnul Isus nu este de vină, El este același și te iubește oricum, um, fiecare greșim și fiecare avem experiențele noastre um, în viață, dar um, întotdeauna El ne-a iubit și ne iubește, a murit pentru noi. Și nu este un sacrificiu mai mare decât uh, cel ce a făcut uh, pe Golgota, sângele ce a curs. Mm. Um, este puterea aia și asta le zic eu la toată lumea care mă întreabă sau ce? și dacă nu întreabă. <laughs> de exemplu, stau și mă ai vorbit cu Steven Tyler despre lucrul ăsta? Ai vorbit cu el despre Dumnezeu? I-am um, zis... Îți curios de răspuns deci chiar... Da, i-am zis că my gift is from God. Okay. Și câteodată mai sunt mai sunt persoane care nu sunt așa receptive da, am, da. de cuvânt, dar totdeauna încerc să să zic ceva și dacă e numai așa, God, is God sau ceva simplu așa de genul. <laughs> Ce cred că e foarte interesant este când vezi pe cineva că trăiește în uh, Sfințenie. Trăiește în um, curăție spirituală și lasă caracterul lui să vorbească și mă gândeam așa că e, Dumnezeu când ne-a salvat din lumea asta lumea asta în întuneric nu ne-a salvat ca noi să plecăm de aici și să fim segregated să fim într-o anumită parte, noi singuri ci ne-a pus în lumea asta ca noi să fim lumină și asta e fain când Dumnezeu folosește diversi oameni în locuri diverse pe unii folosește în muzică, pe alții folosește în sport și stăteam și mă gândeam măi, uite, despre atât de mulți um, um, muzicieni, aud, uh, actori de la Hollywood, care se confruntă cu droguri, cu fel de fel de lucruri chiar ultima știre pe care am citit-o a fost legată de Johnny Depp, nu știu dacă ai auzit a avut o supradoză, a fost găsit jos în uh, camera lui de hotel uh, nu spune că a murit sau ceva, dar stăteam și mă întrebam cine va ajunge la oamenii ăștia? Și acum te întrebi tine: Cum le prezinți oamenilor pe Domnul Isus Hristos acolo? Adică ceva practic. Noi nu o să ajungem niciodată în lumea de Hollywood sau de, de muzică, dar cum îi spui tu Evanghelia dacă te, te, cineva te întreabă: De ce crezi tu în Dumnezeu? Pentru că. It's like this. Why, Why do you believe the wind exists? De ce crezi că vântul există? Că nu-l vedem, n-are niciun miros, nu mă simțim. Îi simțim prezența și um, așa știm că există Dumnezeu. Mm. Trebuie să-L lăsăm pe noi, trebuie să lăsăm ca să îl simțim. Nu știu dacă face sens. Are, are sens da, are sens. Da. Um, să, să ne lăsăm vulnerabili, um, să ne lăsăm găsiți, nu mai mm, veni. Nu? Am zis da, bine? Da. Ok. Vreau să spun că vorbește româna foarte bine <laughs> și, și se înțelege și de asta nu, nu te întrerup. It's vreau a să struggle, rău. câteodată. <laughs> deci, uh, pentru cei care nu cunosc, deci tu te-ai născut în România, corect? A, nu, m-am născut în Chicago. Ah, deci te-ai născut acolo în Chicago. Okay, Born bun. and yeah. Deci tu ai învățat româna doar de la, de la... Da, de la părinți când eram în state și mă întrebau cei din România, te-ai dus la românii americani și le spuneam măi, ăștia nu sunt români americani, deci cei care au crescut aici sunt americani americani care vorbesc puțin română, deci dar tu vorbești foarte bine, deci... Mulțumesc! Încerc! Ce mă mai interesează, cum îți petrești tu timpul? Pentru că natura ta este de româncă, dar ai crescut în state cum te curge timpul tău liber? Care sunt hobby-urile tale în afară de cântat? În afară de cântat, îmi place să citesc, îmi place să scriu, mai mă joc la pian un pic, cât uh -huh. mai știu. <laughs> um, hmm. Îmi place foarte mult uh, to go on walks. Serios? Da, okay. yeah, îmi place foarte mult. Îmi um, place... Foarte mult uh, natura. Mm -hmm. Să fiu afară. Nu știu de ce, îmi place să ascult uh, și chiar înregistrez sunete de um, birds birds și Poți apă să să faci și... două trei sunete dacă știi oh, ce? nu, 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 I just listen to them. Nu, no, ah, okay. nu, nu le nu le fac eu. Da. <laughs> Dar um, I like to listen. Um yeah. Deci, deși, deși ești pe, pe scenă și te văd mulți oameni, ai nevoie de timpul ăla de solitudine cu Dumnezeu, în, să fii singură. Exact. Și chiar asta mă uitam și la Domnul Isus. E foarte interesant că El era în prezența multor oameni, a miilor și miilor de oameni. Făcea miracole, predica, vindeca. Dar era momentul ăla în care ajungea singur cu Tatăl. De mm -hmm. ce vreau să te întreb puțin de... Cum este viața ta de studiere a scripturii? Cum este viața ta de rugăciune? Cum decurge când ești? Întreb asta pentru că ești plecată destul de mult pe drum, și. Da. Yeah. Um, câteodată, nu știu. Um, Bineînțeles, sunt momente mai slabe și pentru mine în um, which I lack, dar. Um, de fiecare dată când mă găsesc singură, întotdeauna mă rog Tată, ești acolo! Mm. Mai, mai spunem că mă iube, iubești, știu că mă iubești, dar mai spunem că am, am nevoie de această um, siguranță, că ești încă acolo. Um, și întotdeauna zic, știu că ești cel mai mare păcătoasă, dar um, te rog iartă-mă și cam... Um, E un pic greu câteodată, dar îi um, mulțumesc că a fost alături de mine și au fost multe momente grele, um, dar um, a fost cu mine. În momentele grele prin care tu, tu treci, pentru că um, și în primul rând apreciez foarte mult că ești uh, vulnerable, <laughs> că te deschizi că ești authentic în tot ceea ce spui. Um, vreau să pun întrebarea asta pentru că sunt oameni care se uită la tine și au impresia că dacă ești la TV, sau dacă ești în online, sau dacă ești faimos pe social media, înseamnă că ai viața perfectă. Și înseamnă că n-ai nicio problemă, că nu plângi niciodată, că tot timpul ești happy, viața e rost așa. Um, când treci pe, prin suferințe sau prin încercări sau prin vremuri grele, cum îl simți pe Dumnezeu aproape? Că ai zis că El îți dă putere. Da. Cum se întâmplă lucrul acesta? Um, nu știu. Îl, îl simt în inima mea, acolo, nu știu. Îl, știu că sunt momente când mă întristez foarte tare, dar când mă pun pe genunchi, parcă. Someone gives you a hug, nu știu. Oh, ce fain! Da. Um, după ce simt o pace și o liniște, și. Chiar dacă încă sunt un pic tristă, simt așa, ca nu știu, un, un râu care curge, curge peste neam. peste mine și mă ajută să trec prin orice. Chiar dacă durează puțin mai mult, totdeauna simt asta în inima mea. Poate, um, poate faima să-ți aducă pace, pot like-urile să-ți aducă pace, fericire pot aplauzele oamenilor să-ți aducă comfortul ăla de care ai nevoie? Um, Absolut nu. Ok. Um, nu știu. People sunt foarte, oamenii sunt foarte schimbători. Mm. Um, ca social media. Ok. <laughs> social media e foarte, trendurile astea schimbă foarte repede. Um, așa că e foarte. Um, e foarte. cum să zic? E foarte important întotdeauna să-ți pui încrederea 100% în Dumnezeu. Um, chiar și în Biblie zice că. Bai de, de oamenii care se încrede în oameni, nu. Da, da. Dar um, cel care se încrede în Dumnezeu întotdeauna este speranță, întotdeauna o să aibă pe cineva acolo care um, o să îi ajute you know, în diferite momente ciudate sau așa că like-urile, Facebook-ul, social media verified, check, whatever. Apropo, acum că zice de da. verified și de check, au apărut pe, pe, Instagram că poți să plătești și dacă ai câțiva subscriberi, exact. plătești și ești. Și uh, asta, din perspectiva adolescenților, mai ieșeam afară și mă vedeau, a, tu ești tipul ăla de la, de la televizor, de la credo, de la așa, dar cum e viața asta? Eu mă consider exact la fel ca înainte. Dar care e problema? Când ajungi să compari numărul ăla de like-uri, de share-uri, de follower cu bucuria inimii. Și ai zis un lucru care mi s-a părut foarte interesant, că Isus se încredea în Dumnezeu, eu trebuie să mă încred în Dumnezeu. Și dacă ți-aduce aminte, este în Ioan un text foarte fain care spune că Isus nu se încredea în ei, că le ștea inima. Exact. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduiderea. Și mă uitam așa și-a luat un grup de ucenici și până și el au lăsat, când au avut cea mai mare nevoie de el, și cred că învățătura este să rămânem aproape de Dumnezeu. Dar vreau să te întreb, tu ai experimentat vreodată ca oamenii, deși erai cunoscută, să te lase la greu sau să fie cu două fețe, să-și dorească să obțină ceva de la tine? Cum, cum a fost pentru tine? Da, bineînțeles, a fost momente și din astea. Încerc foarte mult să nu prea mult vorbesc despre partea asta negativă, Um, dar um, dacă a venit subiectul um, Da, au fost foarte Multe Prietenii formate Zic așa friendships da, da. Um, Formate așa Pe baza că sunt Laura Breton da. Că am un anumite Followers mm -hmm. Sau am un anumit uh, titlu În comunitate În whatever um, Dar um, Întrebarea asta, se explic de ce. Mă uitam, de exemplu, la Justin Bieber. Da. Deci, când mă uit la el, mi-este mila. Și mie. Dar vreau să spun de ce. Nu vreau să pun întrebări care să, să, să ducem în partea negativă, dar pur și simplu, dacă ești tânăr și începi să crești și oamenii te cunosc, cum îți dai seama care om este bun, care om nu este bun? Mă uitam în psalmul 1 și spunea acolo atât de fain că. Um, Vai de cel care se duce pe scaunul celor bagiocoritori, dar la început nu ziceam dai seama că sunt oameni bagiocoritori. Și el spunea într-un interviu, mi-a Bieber, foarte interesant, că câți oameni s-au folosit de mine. Mm. Și câți oameni s-au dat prietenii mei și când am avut nevoie de ei, nu m-au ajutat. Și vreau să întreb pe tine, că ești alături de mama ta, de tatăl tău, sunteți o familie faină. Dar cum știi tu individual că, mă, uite, omul ăsta vrea ceva de la mine doar ca să așa și omul ăsta chiar îi pasă de mine. Um, eu zic că în timp numai se poate descoperi. Oh, okay. um, și cu poate încredere că Dumnezeu nu lasă pe o, in o inimă sinceră să, să sufere. Hmm. Și întotdeauna o să aibă, o să îți face ca să descoperi lucruri, um, să le vezi. Hmm. E, nu știu. Um, lucrurile rele, cum ar veni negativele le. Um, lucrurile ascunse, hidden. Da, da, el he, he a it to us. Și acolo ne putem da seama, după aceea putem face a judgment și ce să facem în acel moment, în acel um, circumstanță mm. și cum putem proceda um, de, at de atunci încolo. Hmm. Ce am înțeles mult din, din ceea ce am povestit cu tine este că uh, deși uh, când, deși ești cunoscută, deși uh, oamenii se uită la tine cu... te apreciază, tu ai pus foarte mult accent pe relația personală cu Dumnezeu. Mm -hmm. Și asta este un guide pentru tine uh, mai departe uh, cum să fac. Um, aș dori să te mai întreb uh, acum ceva legat de... Tu ai zis că ești un copil al lui Dumnezeu. Um, ce înseamnă lucrul ăsta pentru cineva care nu știe? Ce înseamnă să fii un child of God? Your royalty. <laughs> ok. Vița um, nobilă, regală. De ce? Exact. Um, pentru că dacă Dumnezeu m-a adoptat în familia lui, um, el e rege peste tot, înseamnă că și eu sunt fată de rege, nu? Mm. Um, și asta întotdeauna... Mă gândesc când sunt într-o situație mai grea sau um, am o oportunitate mare, dar ar însemna compromis. Um, întotdeauna mă gândesc uh, ce ar zice tata de mine, hmm. ce, ce zice el de mine uh, sau de situația asta. Ce ar face el? Hmm. Cum ar proceda el? Cum ar proceda Isus, um, Nu știu. Mă duc aminte când eram mic, eu, am, fost generația în care era What Would Jesus Do Bracelets. Ah, me too! deci, da, sunt toate culorile, dar mi-au rămas de când eram mic, ce ar face să sunt situația asta? Și vreau să fac o apreciere sinceră. am mă mama, s am arătat că am o, fetiță, by the way, her name is Esme Rose. wow, beautiful! Da, deci el e Chris, băiețelul Christopher, purtător de Cristos, dar la ea am simțit așa ceva... E trandafirul nostru, cum am spune da. noi Am eu și Și mă gândeam așa, mă, va veni o vreme Când și ea va fi adolescentă uh -huh. Să fie fel de fel de provocări Și am vrut să-i arăt un, un model un, un exemplu de urmat Mi-aș dori foarte mult să crească Pe lângă oameni care Au mentalitatea ta spune bă, uite, da, asta e un dar pe care mi l-a dat Dumnezeu Da, părinții mi-au oferit Lucrul ăsta și, ăsta și ăsta dar Eu nu trebuie să uit individual Că am nevoie de Domnul deci ce zic asta? Um, sunt acum tineri care they're struggling. Uh -huh. Sunt răniți pe interior. Dar în loc să se ducă la Biblie și la rugăciune sau la um, călătorie în afară, cum faci tu, în, 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 forest, în, în pădure, uh -huh. um, se duc pe social media, dau swipe, mai caută o mâncare bună, mai caută un film fain. Uh, care ar fi un mesaj al tău pentru tinerii care să lupte cu chestiile astea. Simt golul la interior. Um, take a nap. Da, ok. Eat some food. Tragi un pui de somn, ok. Drink some water. Ok. And pick up your Bible. <laughs> deci That's am, about it. Am putea să facem un meme și un uh, by Laura Bretan. Deci fi... By Laura Bretan. <laughs> de ce, de ce e important să citești din Biblia, Laura? acum, noi am crescut la creștin, dar când tu vezi acum, după ani și ani de zile, pentru că poți să faci o perioadă, mă uitam la Macaulay Culkin, uh -huh. tu vorbeam de Home Alone, cât timp a fost mic, o ascultat de părinții lui pentru uh -huh. că au avut părinții lui influență în viața lui, după aia de la 18 ani au zis, văd de viața mea. Dar la tine tu nu te-ai depărtat de învățăturile părinților tăi, nu te-ai depărtat de Domnul, nu te-ai depărtat de De ce ai să citești Biblia? Pentru că Îndepărtarea de Domnul Isus, um, chiar nu pot să zic că am fost așa de departe de el niciodată, că de fiecare dată și-a găsit um, loc. Eu în fiecare seară mă rog, Doamne, dacă merg eu un pic în dreapta sau în stânga, te rog, arat, te rog, pune mă la voi la loc. <laughs> um, nu știu... Um, este o întrebare foarte grea. Stăteam și mă gândeam, de exemplu, la... Mă întreabă cineva din lumea, de ce citești Biblia? Vreau ca Dumnezeu să-mi vorbească, dar asta poate e prea teoretic. Simt că El mă întărește pe mine și îmi dă inspirație să merg mai departe. Exact. Tu ești deci, într-un domeniu foarte fain, dar în același timp foarte greu. Foarte greu. Dacă nu ai inspirații <laughs> pentru piesele pe care le compui de unde vei compune? Exact. Și asta vrea de exemplu, Biblia să compui piese faine? Um, da. Um, întotdeauna, când nu am inspirație, întotdeauna mă duc la uh, John. In the beginning uh. was the word, and the word was with God, and the word was of God. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Yeah. Ce fain. Yeah. Um, sau întotdeauna când am nevoie de, de cuvinte, Doamne, dăm cuvinte, Doamne, dăm, um, nu știu, o carte să citesc, um, o idee din natură sau ceva ce și arătăm cum să-mi scriu. Hmm. Mă vindeam la marele predicator Charles Spurgeon. Spunea la un moment dat că în momentul în care simt că am probleme, M-am dus afară, <laughs> mă uit la cer, mă rog, și Dumnezeu mi se descoperă. Uh, care sunt câteva pasaje din Biblie care spune bă, astea parcă au fost scrise pentru mine? Sau astea mă încurajează cel mai mult? Hmm. Good question. Um, au fost momente în care am simțit că nu sunt... Um, Nobody loves me, you, you know, I been. feel so alone. Mm -hmm. um, she this is a basic, it's a basic uh, verse, John 3.16, hmm. for God so loved the world that he gave his only begotten son, for me, you know, for someone like me, kasu, to not perish, for me not to perish. I verse chiar cineva mă iubește și întotdeauna he's on top. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică. Uh -huh. E faină și continuarea. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul să lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ăsta au fost, bai doi versetul prin care eu m-am întors la Dumnezeu. Steam așa și eram fascinat cu Biblia mână și am zis, hold on, am 14 ani mm. și cuiva acel cineva, regele Universului, îi pasă de mine. Dar nu numai că îi pasă de mine, au făcut gestul ăsta al unei jertfe care niciodată n-am să înțeleg. Exact. Singurul lui fiu, unicul, care nu a greșit cu nimic, care este sfânt, sunt sfânt. Alege exact. să moare pentru mine și mi arată dragostea. Ok? Asta e un pasaj foarte fain. Și vreau să te mai întreb ceva. Asta este o întrebare, um, deja e marcă de vorbă podcast. Um, at the end of the day, why Jesus? De ce Iisus? Um, you know, I, I, I go to Jesus and I ask him, why Laura? Hmm. Why did you choose to love me? I de didn't deserve your love. De, yeah. de ce Laura? La <laughs> finalul so, zilei, ok. So, el a fost singurul ființă care a fost perfectă și eu sunt imperfectă. De ce? De ce lora, De hmm. ce mai ales pe mine? Pentru că m ales pe mine, de-aia îl aleg și eu pe el. Hmm. So. De exemplu, când se uită acum cineva, deci timpul a zburat, mai sunt două, trei minute, dar vreau să spun asta. <laughs> Dacă te vede acum cineva, nu știu, o bunică sau o fată tânără hmm. sau cineva mai spune, mă da, fata asta e așa de cu minte, îl pui în tablou, nu? Cum adică ea nu i perfectă? Cum adică ea ce ai făcut? Ce-a însemnat pentru tine Evanghelia, vestea bună? Să uită, de exemplu, că sunt unii care spun, domnul eu n-am făcut niciun păcat, n-am dat în cap la nimeni, n-am înjurat, n-am așa. Tu de ce ai avut nevoie totuși de Isus? Pentru că ai fost cu minte. Um, pentru că, nu știu, I just wanted him. Hmm. Atâta. I just wanted to feel loved. Și de Dumnezeu... He is eternal love, so... Dumnezeu este iubirea eternă și asta aveam nevoie eu. Într-o lume așa de chaotic. The um, house. Yeah. Da. Um, chiar lumea care am crescut să zicem de la vârsta de 13 ani um, a fost uh, foarte greu de um, psihic de, de de dus și am, am văzut mulți artiști care sufera și um, mă gândeam ce aș făcea fără tine, unde aș fi fost eu fără tine, Domnul Isus, mm. so, that's why <laughs> -a apreciez așa de mult pentru că Interesant că oamenii știu că au o problemă, unii dintre ei. Da. Dar caută răspunsul în locurile nepotrivite. Și, Laura, am vrut să mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ai ce spus. Um, cu toți avem nevoie de Dumnezeu. Mulțumesc okay. că tu ești atât de vocală, îți mulțumesc că mesajul tău e atât de, de direct și, și de cald și. Um, și data viitoare când mai vin în România, ar fi fain să mai facem un podcast. Da. Thank you so much. Thank you so much. <laughs> Mi-a părut foarte bine și m-a bucurat foarte tare. Și noi ne Mulțumesc. Și noi ne-am mult. Um, dragi telespectatori, dragi ascultători, um, aceasta este Laura Bretan, o tânără care îl iubește pe Dumnezeu și prin tot ceea ce face, prin, prin, muzică, în momentul în care se duce în turneu, vrea să-l prezinte pe Domnul Iisus Hristos. Ăsta este mesajul pentru care trăiește. Uh, nu uitați, cum a spus și a versetul, Iisus vă iubește pe toți. Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vă aștept și data viitoare la un alt episod din De Vorbă Podcast. Până atunci, toate cele bune!